Hei, Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragii mei, un nou proiect terminat. O fustă croșetată de data aceasta, eu n-am făcut fustă de damă până acum și această fustă este mărimea XL. Este lucrată cu mare drag pentru prietena mea, Dana, adică am lucrat împreună la ea. Eu am lucrat parte de filmat și restul m-a ajutat ea, așa am terminat-o repede. Deci o astfel de fustă în 5 zile a fost gata. Deci ea este lucrată, haideți să vă spun. Deci pornim din talie. În talie punem ochiuri cât să ne treacă de șold. Deci dacă vrem să îmbrăcăm fusta, adică să o tragem de jos, băgăm picioarele și tragem fusta, trebuie să ne treacă de șold. Deci se pot pune exact numărul de ochiuri de aici, de la nivelul șoldului. Eu am pus un pic mai puțin pentru că elasticul acesta îi dă și el elasticitate. Deci important e ca partea de sus să aveți grijă să vă treacă de șolduri. Apoi lucrat drept modelul, foarte, foarte simplu, vă voi arăta pas cu pas, până deasupra genunchilor. Când am ajuns cu 4 degete deasupra genunchilor, am făcut volanașul acesta, pentru că n-a vrut-o mai lungă de atât, prietena mea. Lucrând împreună, tare repede se termină când îți 4 mâini, normal, întotdeauna. Cu ce am lucrat? Am lucrat cu alize Bella și mi-au intrat doar 300 de grame. Din 300 de grame, uitați cât mi-a rămas. Atât. Deci 300 de grame, alize Bella, mărimea XL, haideți să vă spun și lungimea fustei. Deci cu tot cu talie, 62 de centimetri. Deci eu zic că foarte puțin fir. Firul îl găsiți pe Fir de Tricotat Povești, alize Bella, intrați pe Fir de Tricotat Povești pe site, dați click pe lupă, scrieți alize Bella. Dacă vreți să lucrați cu firul acesta, bine, se poate lucra cu oricare alt tip de fir, cel mai bine cu bumbac. Dar mie îmi place tare mult alize Bella pentru că este moale. Bine, am lucrat și cu croșet 3,5 de data aceasta. Deci bluza mea, aceea cu volănaș pe umăr, am lucrat-o cu croșetă 3, tot cu alize Bella. Rochia pentru plajă am lucrat-o cu croșetă 4, iar fusta aceasta cu 3,5. Și lucrătura este moale, nu este țeapănă. Chiar am văzut o postare pe un grup astăzi, pe cineva voia să lucreze cu alize Bella și altcineva i-a comentat, nu, că iese bățos. Da, iese bățos dacă lucrezi cu croșetă, că producătorul recomandă între 1 și 3. Dacă lucrezi cu croșetă, sau 2, 3, nu mai știu exact. Parcă aveam, dar nu mai am. Ba da, ia stați să văd cât recomandă producătorul. 2-4 la Andrele. Păi dacă ați lucrat cu 2, normal că iese bătut. Iese țeapăn. Încercați croșeta. Eu vă voi explica pas cu pas cum să vă porniți o astfel de fustă. Calcule. Deci trebuie obligatoriu să faceți un eșantion, să lucrați o bucățică, să măsurați cu centimetru și să vă calculați exact numărul de piciorușe, numărul de ochiuri de care aveți nevoie. N-are cum să nu vă iasă. Este cel mai simplu model de fustă și partea de jos îi dă un farmec deosebit, volănașul acesta. Flori, le-am spus eu, de la final, nu? Arată foarte, foarte bine. Și în 5 zile fusta este gata. Poate fi purtată și cu cămășuță, și cu bluzele, cu maieu, cu ce vă place. Eu, i-am pus elastic în talie, am făcut o țesătură cu acu pe dos pentru a băga elasticul, nu cusut elasticul, pentru că se întinde și nu mai are elasticitate. În felul acesta, el își păstrează elasticitatea și se așează perfect pe talie. De eu vă voi arăta. I-am pus și căptușeala am cusut-o la mână, lejer, ca să nu strângă. Ce am făcut la căptușeală? Am făcut un V aici, da, și am lăsat ca să nu ne trezim că nu ne intră, la fel cum am zis, trebuie să ne intre pe fund, să ne treacă fusta. Bine, poate fi îmbrăcată și pe cap, dar cine are fundul mai mare are și umerii mai lați, așa că tot trebuie făcut așa. Și la jupă, la fel. Am făcut șliț, pentru că dacă o lăsam perfect așa, ținea la mers. Da? Și am făcut și aici un șliț. E foarte ușor, adică coasem și decupăm, am tăiat pur și simplu, am un V. Și am cusut, eu am cusut la mașină, dar se poate coase
și la mână cu foarte multă ușurință. Dragilor, eu sunt foarte încântată de creația mea, sper să vă lucrați și voi. Mulțumesc din tot sufletelul că sunteți alături de mine și că apreciați ceea ce fac eu aici. Aștept comentarii de la voi, să-mi spuneți părerea voastră. Vă place fustița aceasta? Să-mi fac și eu una? Bine, dacă mi-aș face pentru mine, clar că aș alege alt model, nu pentru că nu-mi place acesta, ci doar pentru că nu prea-mi place să mă repet, atâta tot. Să-mi fac și eu o fustă? Cu alt fir, să vedem cum se așează? Ia, aștept sugestiile voastre. Eu vă mulțumesc din tot sufletelul, sunteți niște drăguțe, toți sunteți drăguți, politicoși, amabili. Eu nu prea am văzut de-a lungul anilor ăstora comentarii răutăcioase, foarte, foarte, extrem de puține, dar nu le-am luat în seamă. Pe unele nu le-am, nici măcar nu le-am șters, le-am lăsat acolo, le-am ignorat. Bun, mulțumesc și Fir de Tricotat Povești, care îmi trimite fire fabuloase, intrați acolo pe site, găsiți tot ce vă doriți, și accesorii, croșete, centimetre, tot ce vă doriți, găsiți nasturi, mărgele, kituri pentru genți, găsiți de toate. Intrați pe site și vedeți. Mulțumesc din tot sufletul, v-am zis, tuturor celor care lucrează alături de mine și mulțumiri speciale celor care au apăsat butonul Alătură-te, pentru că aceia sunt parteneri, adică sunt cei care mă ajută, adică sunt recunoscători și puțin financiar. Și mulțumesc din tot sufletul. Chiar am și un maestru pe acolo, adică care a apăsat suma cea mai mare. Mulțumesc, 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 mulțumesc. Asta înseamnă că poate și că și-a dorit să-și arate aprecierea și în felul acesta. Nu uitați, adică dacă vă uitați la video, la un videoclip, sub videoclip e un buton unde scrie mulțumire. Și acolo. Deci dacă apăsați butonul mulțumire, ea nu mai trebuie să faceți abonament. La Alătură-te se face automat un abonament pe care puteți să-l dezactivați, dar mai faceți încă o treabă în plus dacă vreți să-l dezactivați. Pe când, dacă apăsați butonul mulțumire, dacă vreți să donați, măi, mi-a plăcut videoclip, mi-a plăcut fusta, hai să-i dau doamnei 10 lei, apăs mulțumire, trimit 10 lei, dar tot trebuie avut cont. Și uite așa, nu e mare lucru, dar e un semn în plus de respect pentru munca mea. Așa consider eu, așa cred eu. Pentru cine poate, cine își permite, normal. V-am anunțat, da, butonul acela de mulțumire a apărut de ceva vreme la toată lumea pe canal. N-am auzit vorbind la fete de el. O fi vorbit și noi fi fost eu atentă. Bun, eu vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc spor, dragilor, haideți să lucrăm fustița aceasta fabuloasă, cu drag și voie bună, împreună, vă pup, haideți la lucru! Și înainte de a începe orice proiect, întrebarea cea mai importantă este pe câte ochiuri începem. Acum depinde de unde începem fusta. Dacă o începem de aici, de la betelie, cum ne gândim? Eu măsurile pentru prietena mea, măsurile prietenii mele sunt acestea. Are 105 la nivelul șoldurilor și 95 la nivelul taliei. De ce trebuie să ținem cont? Eu nu pot face în talie doar de 95 și apoi să cresc până la 105, pentru că dacă va trage fusta pe partea de jos, pe partea de fund, nu-i va trece de fund. Adică așa, persoane care au mai mult aici în partea de fund, au și la nivelul umerilor, adică e greu de îmbrăcat. Cel mai bine pentru o fustă croșetată sau tricotată, cel mai îndemână e, făcută fusta pornită aproape drept, adică drept, cu aceeași și în talie, cu aceeași dimensiune, cu dimensiunea cea mai mare, de la nivelul șoldurilor, iar în talie, la final, aplicat pe dos elastic lat, care strânge și cambrează, fixează fusta pe talie și în felul acesta nu există niciun risc. Poate fi îmbrăcată, indiferent dacă o îmbrăcăm pe cap sau o băgăm pe picioare. Fusta se îmbracă pe cap, nu pe la picioare, dar dacă suntem grăbiți, putem să facem și așa. Bun, totuși, pentru că lucrătura aceasta cu piciorușe duble, chiar dacă sunt alternate, unul pe față, unul pe dos, lucrătura este elastică, eu o să iau ca și măsură de început intermediară, între 95 și 105, 100. Bun, 100 de centimetri, 100 de centimetri, pentru că vom lucra circular. Bun, acum, ia să trag eu să-i dau dimensiunea normală, să vedem.
câte picioruși avem noi, nu există cineva care să vă răspundă la întrebarea, pe câte ochiuri să încep pentru mine? Păi nu știu, doamnă dragă, nu știu firul dacă este același și chiar dacă lucrați cu aceeași croșetă și același fir, nu știu felul cum lucrați. Pentru că sunt persoane care au o tensiune mai mare la fir, adică unele lucrează mai strâns, altele un pic mai lejer și de aici apar diferențe imediat. Dacă faceți, important este, deci baza este eșantionul. Eu am pus aici vreo 20 de ochiuri, am lucrat vreo câteva rânduri, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rânduri, trebuie să lucrate, nu suficiente două rânduri. Lucrați 5, 6 rânduri măcar, ca să se așeze lucru. Bun. Și acum haideți să vedem. Iau centimetru, pun, pornesc dintre două piciorușe de aici și număr. Ia să vedem. Am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 piciorușe în 7 centimetri. Deci dacă în 7 centimetri am 15 piciorușe, în 100 de centimetri, v-am zis că eu am nevoie de 105, bine, măcar încă 2 cm de lejeritate, de 107, dar pun 100 pentru că lucrătura este totuși elastică, adică merge trasă fusta, fără probleme. Deci dacă în 7 cm am 15 piciorușe, în 100 de cm de câte piciorușe am eu nevoie? De X. Și X este egal cu 100 ori 15 împărțit la 7. Deci X este egal cu 100 ori 15 împărțit la 7. Voi puneți aici, indiferent ce cifre aveți, regula e aceeași. Așezați, deci e regula de 3 simplă, foarte, foarte simplă. Haideți să vedem acum. Deci am 100 ori 15 împărțit la 7. Egal 214,28. 214 ochi. Pe 214 o să încep eu lucrarea mea. Deci punem 214 ochiuri de lanț și apoi lucrăm 214 piciorușe și vom lucra, eu voi lucra modelul elastic, un picioruș luat prin față și un picioruș luat prin spate pe partea de elastic pentru aspect, pur și simplu. El nu prea strânge, e doar aspectul. Și voi lucra direct cu croșetă numărul 3,5. Bun ar fi ochiurile de lanț, totuși să lucrez cu croșetă 4, de asta deja că nu știu unde am pus-o. Asta e tot 3,5, asta e 4, că abia am lucrat la rochița de plajă. Pentru că primele ochiuri trebuie să ochiurile de lanț făcute puțin mai lejer, pentru că altfel are tendința de a strânge, nu-i mai dă lejeritate pentru a deveni elastic. De aceea cu croșetă mai mare, doar ochiurile de lanț. 1, 2, 3, ca să nu mi se răsucească ochiurile de lanț, facem în felul următor. Băgăm pe croșetă primul ochi, v-am arătat trucul ăsta de mai multe ori. Hai. Și apoi lucrăm în continuare, am 3 ochiuri. 4, 5, 6 și acesta rămâne aici agățat și în felul acesta nu se răsucesc ochiurile de lanț. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, deci până la 214. Și am 200 de ochiuri deocamdată, mai fac 14, vedeți? Primul ochi i-a târnat aici pe croșetă și nu se răsăcesc ochiurile de lanț, e ușor de lucrat. Apoi, 1, 2, 3, lucrat lejer, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și acum trecem ochiul și în felul acesta am unit ochiurile de lanț și nu s-au răsucit. Nu mă trezesc că sunt răsucite.
Acum, am făcut primul ăsta cu croșetă 4. Las croșeta 4 și trec la 3,5, croșeta cu care voi lucra toată fusta. Și două ochiuri de lanț care țin loc de un prim picioruș dublu și voi face, aș vrea să fac în spate. Da, pe bucla din spate. Puteți să faceți și direct, nu e obligatoriu să faceți ca mine. Vreau eu să iasă terminația asta mai frumoasă. Deci facem în primul rând de piciorușe duble. Eu voi face pe bucla din spate. Puteți să faceți și direct, nu neapărat pe bucla din spate, faceți cum vă place. Dacă vi se pare complicat așa, faceți normal pe ochiurile de lanț. Ele nu sunt răsucite, se lucrează perfect. Dar și pe bucla din spate, vedeți că lucrând cu o croșetă mai mare, bucla este evidentă. Uitați ce frumos iese în evidență. Da? Va avea o terminație mai simpatică la final. Ținem cont că de aici pornim fusta. Vedeți ce fel se vede? Se vede foarte bine. Deci continuăm pe toate cele 214 ochiuri de lanț câte un picioruș dublu. Și am terminat rândul până la capăt. Uitați cum se vede pe parte, se vede și pe partea cealaltă. Făcând pe bucla din spate. Se vede foarte frumos. Bun. Și lucrătura este elastică, făcând primul rând așa, e elastic, nu e țeapă. Bun. Următoarele rânduri, acum 6, 8, 10 rânduri, depinde cât de lată vreți voi să faceți parte de betelie. Să vedem și Dana cât de lată o vrea. 1, 2 ochiuri de lanț și face un picioruș dublu luat prin față. Fac 2 și 2 sau 1 și 1? 1 și 1. Și un picioruș dublu luat prin spate, pe dedesubt. Deci, un picioruș luat prin față, pe dedesubt, pe sub picioruș. Și unul prin spate. Da. Tot așa pe dedesubt. Și așa facem până la sfârșitul rândului. 1 și 1, 1 prin față, 1 prin spate, 1. Și imită oarecum elasticul unui pe față, unui pe dos. Un picioruș prin față, un picioruș prin dos. De jur împrejur și la rândul următor, care e prin față, îl luăm prin față, care e în spate, îl luăm prin spate. Exact la fel. Și astfel, am spus, 6, 8, 10 rânduri, 12 rânduri, dacă vreți mai lat. Nu știu cât de lată vreți să fie betelia. Oricum, în spatele beteliei voi coase la final o bucată de elastic lat. O bucată, o fâșie, circular, ca să șeze bine pe talie. Și am lucrat, ia să vedem, 2, 4, 6, 8 rânduri. Sunt suficiente pentru partea de elastic, pentru că eu voi pune un elastic de 3 cm și am vrut să am să-mi încapă foarte bine pe dos. Bun, acum cum procedăm în continuare? Pentru că voi face fusta în continuare dreaptă, până mai jos de șolduri, până deasupra genunchilor. Deci deasupra genunchilor, cu vreo palmă, așa. Și apoi voi face un model lejer. Bun, trecem. Am zis că la circumferința șoldului, măsura fixă este 105. Dar trebuie să-i dăm puțină lejeritate, să nu vină strimtă. Da? Strâmtă. Și i-am dat 110. Deci dacă pornim din nou cu regula de 3 simplă, dacă la 7 cm avem 15 piciorușe, la 110, lejeritatea de la șold, avem X. În total, dat 235. Deci 110 ori 15 împărțit la 7, 235. Pentru modelul pe care îl voi pune în continuare, am nevoie de multiplu de 19. Și aproape de 235, vedeți că avem 19 înmulțit cu 12, egal cu 228, dar e mai puțin decât 235, deci mi se mai ia un centimetru din lejeritate, așa că o să pun în adaos. Bun, deci 19 ori 13, egal 247, deci e puțin mai mult decât 235, deci 5 cu 7 ochiuri. 247, de atât am eu nevoie. Eu am acum aici 214, deci din 247 minus 214 am nevoie de 33 de ochiuri.
înmulțit. Deci, următorul rând, îl voi face de piciorușe duble, pur și simplu, și apoi vom pune modelul și voi înmulți de 33 de ori pe tot parcursul. Ia să vedem, puțin, 214 împărțit la 33, 2, 1, 4 împărțit la 33, 6. Deci 5 și înmulțesc în al 6. Deci cum voi proceda? Și trebuie numărate ca să fim siguri că facem corect, ca să putem încadra la final modelul. Deci un picioruș dublu, al doilea, deasupra celui de al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea și mi-a dat 6,48. Deci la al șaselea fac două piciorușe duble. Deci 1 și încă 1. Da? Deja am făcut o mulțire. Continuăm. 1, 2, 3, 4, 5 și la al șaselea înmulțesc. 1 și încă 1. Când voi ajunge undeva pe aici, deci merg așa 5 la 6, când voi ajunge pe aici, o să le număr, pentru că eu am nevoie de 247 ca să pot încadra modelul corect în continuare. Da? Continuăm. Și am terminat, am făcut până la capăt, vedeți, uitați, înmulțiri, înmulțiri, am 247 de picioroșe. Da? 247. 247 picioroșe. Acum cum procedăm? Haideți să vă arăt un model pe care vreau eu să-l fac pe partea de fustă. Vedeți că sunt niște frunzulițe. Doar că singura diferență, pentru că nu vreau prea multe orificii, aici voi face un singur ochi de lanț, da? Care vor delimita și pe parte și pe alta. Un singur ochi de lanț. Deci cum vom proceda? Haideți că vă arăt imediat. Eu vă voi arăta pas cu pas. Două ochiuri de lanț, încă un picioruș dublu, deci două piciorușe duble. Deci la primul rând, un ochi de lanț, sărim 1 și la următorul 7 piciorușe duble. Da? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5, 6, 7, 7 piciorușe duble. Un ochi de lanț, sărim 1 din următorul, 7 piciorușe duble. Și asta face o secvență. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da? 7 piciorușe duble. Acum, un ochi de lanț și sărim 1, dacă am făcut ochiul de lanț, pentru că nu mai vreau să mulțesc. E suficient, am făcut înmulțirea de se va cambra puțin pe talie fusta, făcând înmulțirea aceasta. Două piciorușe duble. Da? Și practic am pornit de secvența asta se repetă. Da? Deci două piciorușe duble, un ochi de lanț, sărim 1, 7 piciorușe duble, ochi de lanț, sărim 1, 7 piciorușe duble, ochi de lanț, două piciorușe duble. Da? Și acum repetăm.
Deci am făcut două piciorușe duble, repetăm de aici. Un ochi de lanț, 7, un ochi de lanț, 7. Un ochi de lanț, 2. Repetăm și vom avea 13 astfel de secvențe. Pentru că aici sunt 19. 2, 3 și cu 7, 10, 11 și cu 7, 18 și cu 1, 19. Da? Și apoi 19, 19, 19 ori 13 astfel de secvențe. Continuăm. Deci, ochi de lanț, sărim 1, 7 piciorușe duble. Până la 7. Deci repetăm secvența de aici. 7, 1, 7. Foarte, foarte simplu. Și încheiem rândul 2 de după betelie. Deci am făcut cele 7 piciorușe duble. Un ochi de lanț. Și uitați, dacă am numărat corect, mi-a mai rămas încă unul. Și unim cu picioruș alunecat. Și după cum vedeți, de-a lungul întregului rând, deci 7 piciorușe duble, 2 orificii cu 2 piciorușe duble între ele, 7, 1, 7, 2, deci odată 2, odată 1, odată 2, odată 1, odată 2, odată 1, odată 2, așa e tot rândul, da? Foarte ușor de observat dacă cumva ați greșit. Am urmărit pas cu pas și n-am greșit. Am 13 orificii de acestea singure. Și 13 de acestea duble. Bun, la rândul 3 de după betelie. Cum procedăm? Aici unde avem două piciorușe duble cu ochi de lanț înainte și după, așa vom face pe toată partea aceasta dreaptă de fustă. Fusta, vedeți că e destul de largă, deci este pentru o măsură XL. Bun? Nu-i pentru mine, e pentru prietena mea. Eu merg leiem spre el. Deci două piciorușe duble, ochi de lanț. Aici unde avem 7 vom face doar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, doar 5 piciorușe duble, un ochi de lanț și aici unde avem un singur ochi de lanț, o singură gaură, un singur orificiu, facem 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. Da? Și practic n-am redus deloc, pentru că sunt 5, ochiul de lanț e al 6-lea și aici, în locul unui ochi de lanț, am făcut 3. Da? Unul pentru partea asta, unul pentru mijloc și unul pentru partea asta. Bun. Și aici facem în oglindă. Un ochi de lanț, dăm după croșetă și 1, 2, 3, 4, 5. Deci sărim pe primele două și de la al treilea. Facem tot 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. Da? Deci aici două piciorușe duble, am zis, pe toată partea de model. În loc de 7 am făcut doar 5 piciorușe duble, ochi de lanț, 3 piciorușe duble în orificiu de pe mijloc, ochi de lanț, 5 piciorușe duble. Un ochi de lanț, cele două piciorușe duble, care am zis că se fac pe tot parcursul modelului. 1 și încă 1. Ochi de lanț și 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5,
Bineînțeles că mai rămân două, un ochi de lanț, aici unde avem unul singur, facem trei piciorușe duble. 1, 2, 3. Un ochi de lanț. Sărim 1, 2, de la al treilea facem 5 piciorușe duble. Deci repetăm, exact cum am făcut aici, așa facem și aici. Vom face până la sfârșitul rândului. Am dus rândul până la capăt, am făcut ochi de lanț, am unit cu piciorul și alunecat și am pornit rândul următor, la fel cum le-am pornit și pe celelalte, deci am făcut cele două piciorușe duble de la început. Acum, un ochi de lanț și acum am avut 7, 5, acum vom face doar 3 piciorușe, aici, 1, 2, 3, deci doar 3 piciorușe. Un ochi de lanț și ne ducem, avem cele trei piciorușe, grupa aici, deasupra primului vom face două, 1 și încă 1, deasupra celui din mijloc facem picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu. Acum, deasupra celui de-al treilea, două piciorușe duble. 1 și încă 1. Ochi de lanț și trei piciorușe duble. Deci sărim pe cele două și facem pe ultimele din cele 5, trei piciorușe duble. 1, 2. Am terminat rândul 4. Și am repetat fiecare secvență, bineînțeles, de 13 ori. Am început rândul următor. Am unic piciorușa alunecat, am făcut cele două piciorușe duble. La rândul 5, de la betelie, vom face un ochi de lanț. Și m-am avut 7, 5, 3, acum doar 1. Deci, un picioruș dublu. Un ochi de lanț. Și aici, pe mijloc, cum procedăm? Deasupra primului aici facem două piciorușe duble. Deci 1 și încă 1. Deasupra următorului un singur picioruș. Deasupra celui de-al treilea două piciorușe în același loc. Deci, practic, o mulțire. 1 ochi de lanț și am ajuns la jumătate. În oglindă. Deci, deasupra primului din cele 3 facem 2 piciorușe duble. 1 și încă 1 în același loc. Deasupra celui de-al doilea, 1 singur. Și deasupra celui de-al treilea, 2. 1 și încă 1. Un ochi de lanț, aici 7, 5, 3, doar un singur picioruș. Ochi de lanț, două piciorușe duble. Și de aici încolo se repetă pas cu pas. Deci două piciorușe duble, ochi de lanț. Deci am avut anterior 2, 4, 6 piciorușe duble. Deasupra primului am făcut 2, deasupra celui de-al doilea 1, deasupra celui de-al treilea 2. Ochi de lanț, exact pe mijloc, repetăm. 2, 1, 2. Un ochi de lanț, 1 singur. 7, 5, 3, 1. Ochi de lanț, 2 piciorușe duble, ochi de lanț. Și acum repetăm. 1 aici. Apoi, 2, 1, 2, ochi de lanț, 2, 1, 2, ochi de lanț, 1 singur. Deci, cum am făcut aici, așa repetăm până la sfârșitul rândului. Am terminat rândul 5 și l-am început pe 6. La rândul 6 veți vedea că seamănă leit cu rândul 3. Deci vom repeta rândul 3, 4 și 5 și apoi din nou rândurile acestea se vor repeta.
Și acesta vă va crea tipul ăsta de model. Uitați, ca niște frunzulițe. Da? Oarecum asemănător. V-am zis că e singura diferență pe care, adică am făcut aici doar câte un ochi de lanț, nu câte două. Este, va ieși un pic aerisită, dar nu foarte tare, ținând cont că o să aibă căptușeală fusta, deci nu e niciun fel de problemă. Deci, două ochiuri de lanț. Și acum, cum procedăm? Vom face câte un picioruș, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble, pardon. Un ochi de lanț, bineînțeles. Și trecem și facem 1, 2, 3, 4, 5, se repetă, veți vedea că se vor repeta. Asemănător oarecum cu acesta, pentru că avem 5 piciorușe duble, iar aici unde e ochiul de lanț, facem 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. Continuăm cu 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, da? Deci am făcut 5 deasupra fiecăruia de pe rândul anterior, pentru că 5 au fost. Pe mijloc am făcut 3 piciorușe duble și încă 5. Un ochi de lanț și ne ducem direct la cele două piciorușe duble aici. Două ochi de lanț și trecem direct și facem cele 5 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț aici și 5 piciorușe duble deasupra celor 5 de pe rândul anterior. Un ochi de lanț și trecem direct și facem cele două piciorușe duble. Deci astfel continuăm până la sfârșitul rândului. Și veți vedea, vă voi explica și o veți vedea cum se repetă modelul. Am terminat și rândul 6 de la betelie. Am început rândul 7. De la rândul 7 se va repeta. Se repetă, veți vedea imediat. Unde? Exact de la rândul 1, 2, 3. Rândul 3, 4, 5, 6. Acum zic corect. Deci rândul 3, 4, 5, 6 se repetă. Acum vom face rândul 3. Deci 1, 2, exact cum e rândul ăsta. Deci, cum facem? Cu ochiul de lanț după cele două piciorușe duble. Și acum 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. Am zis exact ca la rândul acesta. Deci facem, am făcut 5 piciorușe duble. Uite aici. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Apoi ochi de lanț, 3 piciorușe duble. Deci ochi de lanț, 3 piciorușe duble în același loc. Deci unde sunt cele 3 din mijloc? Exact deasupra celui din mijloc. Facem 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. Ochi de lanț și 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. Acum unde sunt cele două piciorușe duble? Ochi de lanț și cele două piciorușe duble. Și încă unul. Sper că n-am ieșit din cadru.
Da? Deci am făcut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci rândul 7 este exact ca și rândul 3. Aici la video, sub video, unde este linia aceea unde puteți derula înainte și înapoi, dacă vă uitați cu mai multă atenție, vedeți că este secvențială, pe secvenție așa. Puteți să dați și dacă vă uitați, scrie rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4 și dați la rândul 3. Dacă e greu să vă dați seama uitându-vă, cu toate că este foarte simplu uitându-vă la lucru. E rândul unde sunt cele 3 piciorușe duble pe mijloc. Deci am 5 ochi de lanț, 3 ochi de lanț, 5. Și astfel continuăm până la sfârșitul rândului. Apoi rândul următor facem exact cum am făcut, deci la rândul 4, câte două aici, câte două deasupra fiecăreia, la rândul următor, deci se repetă rândurile, deci 3, 4, 5 și 6. Deci rândul 7 este egal cu rândul 3, rândul 8 egal cu rândul 4, rândul 9 egal cu rândul 5, rândul 10 egal cu rândul 6. Da? Sunt exact la fel. Și astfel continuăm pe toată partea de fustă, pentru că eu nu o vreau mai largă de atât. Prietena mea o vrea oarecum pe lângă corp, deci oarecum dreaptă până deasupra genunchilor. Și apoi vom face o terminație frumoasă. Până acolo, deci ăsta, repetăm cele 4 rânduri, dacă vrei să faceți modelul exact ca mine. Continuăm. Foarte simplu, după cum ați văzut. Nu trebuie decât să țineți cont de cum v-am arătat aici și totul va ieși fantastic la final. Foarte frumos!